urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro. David Kelemen pasă la Botoțsondi, pierde mingea, mijlocașul central, ocazie bună pentru Petrolul, șută, o pasă, gol! Sorry Diarra, o eroare imensă. Să vedem dacă este gol de tineret acest jucător de 21 de ani. O minge pierdută la mijlocul terenului. Cred că Vaiuși a fost cel care a agățat balonul. Nu, este golul... Nu, e Măzărache cel care pasează. Simon Măzărache a profitat, a pasat în fața porții. Erori în lanț. N-a fost chiar cea mai bună centrare. Sorry Diarra a scăpat din marcaj. Trei erori ale defensivei lui Vali Suciu. Și meciul începe practic de la 1-0. 1-0 pentru un Petrolul care vă spune... Arăta foarte bine, arătata echipă care se poate bate la promovare, ocazie bună, încă o dată! Ratare uriașă a lui Nițescu! Pasa a fost a lui Diarra. Vine această centrare, Nițescu efectiv cu poarta goală, nu reușește să înscrie, o eroare uriașă, a fost centrarea lui Pârvulescu. Dar sezonul trecut un Poliaș ce a fost echipă de Liga 1, șut violent, respinge centralul lui Costre, șutul lui Rotar, violent, nu prea au încercat asemenea execuții jucătorii lui Vali Suciu în această partidă, prea multe în flancul stâng, Andres Lis a dus cele 4 minute ratate inițial, centrarea lui Andres Lis, șansă bună de gol și este gol, nu e gol, este un Costre, mâna la sistemul de comunicare, nu avem avem VAR. Dar evident a fost offside aici.